Este doliu în armata română, o zi în care toții plâng pe cei 8 militari care și-au pierdut viața în catastrofa aviatică. Am pierdut 8 camarazi, 8 români curajoși, 8 militari dedicați țărilor și misiunilor care le-au fost încredințate. În aceste momente grele, echipa Mehedințul meu își exprimă solidaritatea față de familiile îndoliate și le adresează sincere condoleanțe. În toate unitățile militare din România, precum și în cele dislocate în afara țării, au fost organizate joi ceremonii militare și religioase în memoria celor 8 militari căzuți la datorie. Sute de militari au ținut momente de reculegere și s-au rugat pentru camarazilor morți miercuri seara în tragediile aviatice de la Constanța. 8 persoane și-au pierdut viața în seara zilei de 2 martie 2022, eveniment care nu doar completează lunga listă de tragedii, dar va rămâne în istoria dureroasă, tocmai prin derularea imediată, ceea ce ne face să vorbim despre o dublă catastrofă aviatică. Miercuri seară, o aeronavă MiG-21 Lancer, care executa o misiune de patrulare aeriană deasupra Dobrogei, a pierdut legătura radio cu turnul de control la ora 20. Aeronava decolase la ora 19:50 de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu. La ora 20:03 a dispărut de pe radar. Elicopterul IAR 330 Puma a decolat la ora 20:21 în misiunea de căutare-salvare a aeronavei MiG-21 Lancer. A pierdut și aceasta legătura radio cu turnul de control și a dispărut de pe radar în jurul orei 20:44. Pilotul raportase condiții de vreme nefavorabilă și primise ordin să se întoarcă la bază. Din surse guvernamentale de la cel mai înalt nivel, aflăm că aeronava MiG-21 Lancer s-ar fi prăbușit în condiții tehnice, iar elicopterul IAR 330 Puma din cauza condițiilor meteo. 8 oameni au murit, pentru fiecare oficial s-au transmis numele, vârsta, data angajării, dacă erau căsătoriți și dacă aveau copii. Pilotul MiG-21 Lancer reușise să se catapulteze, dar din păcate a fost găsit decedat.